Atunci când vine vorba de a ajuta o victimă a unui stop cardiac subit, nu toate defibrilatoarele externe automate, dea sunt la fel. Dea DEP5 să asistă salvatorii cu instrucțiuni în timp real și cu o interfață ușor de utilizat. Medite DEP5, care este recomandat de profesioniștii din domeniul medical, are un buton de mod pediatric pentru a reduce puterea la copii și a preveni arsurile la nivelul mușchiului cardiac. Indicatorile de ajută la urmărirea instrucțiunilor Infraroșu pentru transferul de date către computer. Două limbi la alegere. 5 niveluri de volum pentru a putea auzi clar vocea și a putea folosi dispozitivul oriunde. DET 5 se dispune de un autotest zilnic, săptămânal și lunar pentru a vă ajuta să determinați dacă DEA este sau nu pregătit pentru utilizare. Este livrat cu o geantă de transport pentru DEA care vă permite să utilizați dispozitivul fără să-l scoateți afară. Are un compartiment pentru trusa de prim ajutor și un compartiment securizat pentru priza electrodului de a pentru a-l proteja de apă și praf, precum și semne reflectorizante pentru utilizarea pe timp de noapte. Un software de calculator de F soft care vine împreună cu dispozitivul afișează informații de stare care pot fi accesate în timpul utilizării de F 5 să, cum ar fi ora evenimentului, descrierea și electrocardiograma pacientului, limba mesajelor și volumul pot fi, de asemenea, modificate prin intermediul software de calculator. Să aruncăm o privire la AED de 5 Portul de comunicare, un port cu infraroșu pentru transmiterea datelor către PC. Indicator LED de stare, ajută la urmărirea instrucțiunilor. Butonul de șoc se solicită să apăsați atunci când este complet încărcat și clipește în roșu. Difuzor de ieșire, pentru indicații de ghidare. Butonul de mod, pentru a selecta intervalul de putere pentru modul pentru copii sau modul pentru adulți. Hand carry pentru o purtare confortabilă și o prindere ușoară a dea. Buton de pornire și oprire pentru a porni și opri dispozitivul și pentru a conecta dea la PC. Mufa pentru electrozii pentru conectarea electrozilor la dea. Instrucțiuni vizuale pentru a ghida și ajuta pas cu pas. Carcasa dispozitivului, tare are o rezistență ridicată, este ușoară și oferă elasticitate și rezistență. Dacă o persoană este inconștientă, trebuie să verificați mai întâi dacă respiră și dacă răspunde la stimuli. Dacă nu răspunde, trebuie să sunați imediat la numărul serviciului de urgență și să indicați cazul și locația sa. Fiți atenți la mișcarea pieptului și ascultați sunetul respirației, apoi simțiți aerul care iese pe gură. Verificați pulsul victimei prin plasarea degetelor arătător și mijlociu pe gât, lângă trahe sau prin plasarea celor două degete între os și tendon deasupra arterei radiale. Începeți resuscitarea cardiorespiratorie cât mai curând posibil, deoarece după 10 minute leiunile cerebrale sunt irevăzibile și știți că salvarea victimei este într-adevăr în mâinile dumneavoastră. Este nevoie de ceva timp pentru a pune sângele în mișcare în timpul resuscitării cardiorespiratorii. Prin urmare, este foarte important să împingeți tare și repede pentru a crește presiunea pentru a face ca sângele să circule spre creier. Împingeți la cel puțin 5 cm adâncime pentru a comprima inima și a permite sângelui să iasă afară. O presiune de 100 până la 120 de ori pe minut este necesară pentru a menține sângele să circule. Pregătiți două respirații pentru a salva victima. Țineți prima respirație timp de o secundă și observați dacă pieptul se ridică. Dați-o a două respirație dacă pieptul se ridică. Dacă pieptul nu se ridică, repetați inclinarea capului și ridicarea bărbici, apoi dați a două respirație. Un ciclu constă în 30 de compresitoracici urmate de două cicluri de ventilație. Aveți grijă să nu faceți prea multe respirații sau să respirați prea tare. Continuați compresiile toracici pentru a restabili fluxul sanguin. 30 de compresii toracici urmate de două ventilații. Odată ce DED-5 se este pornit, acesta va începe să vorbească urmând instrucțiunile vocale. Va trebui să selectați modul, fie pentru adulți, fie pentru pediatrie. Veți fi instruit să așezați tamponul pe pieptul gol al pacientului, așa cum se arată pe foaia de plastic. Veți fi apoi instruit să stați departe de pacient și să nu îl atingeți în timp ce de 5 se analizează ritmul cardiac. Îndepărtați hainele de pe pieptul pacientului. Deschideți ambalajul electrozilor. Scoateți electrozii din folia de protecție. În cazul în care victima este un adult, așezați electrodul în partea superioară dreaptă a pieptului și în partea inferioară stângă a pieptului. Există două moduri de a atașa electrodul pe copil. În cazul în care corpul copilului este mare, așezați electrodul pe locul adultului, dacă cei doi electrozii nu se ating. În cazul în care corpul copilului este mic, așezați o plăcuță pe centrul pieptului și cealaltă pe spate, dacă corpul pacientului este mic și cei doi electrozii se ating. Dacă ritmul arată astfel, puteți vedea că inima nu mai pompează sângele în mod eficient, este un ritm letal și trebuie oprit rapid. Când defibrilatorul automat de 5 se analizează ritmul cardiac și ajunge la această concluzie, vă va solicita prin comandă vocală să apăsați butonul roșu de șocare. Dispozitivul de 5 să trimite un curent electric prin inimă și înapoi. Scopul șocului este de a opri complet ritmul cardiac necoordonat pentru o perioadă foarte scurtă de timp și de a-i da șansa de a reveni la normal. Faceți tot ce puteți și nu renunțați! Defibrilatorul extern automat DEV5 să vă oferă posibilitatea de a salva viața cuiva. Defsoft Defsoft este un software de calculator care permite recepționarea datelor trimise prin infraroșu. Citirea undelor electrocardiografice, setarea limbii și a volumului vocal al DEV5 și salvarea datelor de înregistrare. Apăsarea lungă a butonului de pornire-oprire activează senzorul cu infraroșu. După selectarea limbii DevSoft, introduceți numărul de serie al dispozitivului și apăsați lung butonul de pornire-oprire pentru a activa sistemul de date al DevSoft. DevSoft va afișa informațiile de stare înregistrate în timpul funcționării aparatului DEF5, inclusiv tipul, ora evenimentului, descrierea și undele electrocardiografice. Câștigul undelor electrocardiografice poate fi setat la 5 mm, 10 mm sau 20 de mm. Viteza formei de undă poate fi setată la 12,5 mm, 25 de mm și 50 de mm. Puteți de asemenea să imprimați și să salvați datele.